găsit la RXF News. Începem ediția de astăzi. Plina vă spune că a început numărătoarea inversă până la gala RXF 43 din 21 februarie. Numărăm zilele până la cea mai așteptată gală și vă anunțăm că deja s-au pus în vânzare biletele pay-per-view. Așadar, tot ce trebuie să faceți este să achiziționați biletele cu 50% reducere, asta până pe 7 februarie. Până pe data de 7, dacă vă luați bilete pentru gala din 21 februarie, le luați cu 50% mai ieftin. Așa că eu am intrat acum, mi-am făcut rezervare și pe 21 aștept gala. Procedează și tu la fel ca mine, ca să nu mai uiți. Plus că ai reducere 50%. Ziua mult așteptată este precedată de conferința de presă care are loc pe data de 19 februarie la Sala Luceafărului, ultima șansă de a vă vedea favoriți înainte de marile confruntări. Nu vă rămâne decât să vă rezervați locul în sală și să veniți să-i susțineți pe favoriții voștri. Toate detaliile, bineînțeles, le găsiți dacă intrați pe rețelele noastre de socializare, acolo unde vă invit să vă abonați chiar acum. Salutare tuturor, sunt Ștefan Cioculescu, iar pe data de 19 februarie te aștept la Teatrul Luceafărul pentru a fi prezent la ultima conferință de presă. Dar ca să poți să intri la conferința de presă, trebuie să-ți rezervi loc dând click aici și la ora 19:05 să fii acolo, ca la ora 20 să fim cu toții gata de marele show. Iar pe 21 să sară cușca în aer. Vă salut pe toți, vă pup, ne vedem la Sala Luceafărul pe 19 februarie. Zilele trecute în mediul online au circulat zvonuri conform cărora Alex Bobicioiu i-ar fi amenințat pe Bogdan Mocanu și pe Vicențo Darian. Motiv pentru care acum Bobicioiu a venit și cu un răspuns. Bobicioiu, babă de porumb? Cum o cheamă? În primul rând, eu la adresa ta n-am vorbit niciodată jignitor. Păi când văd că vorbești jignitor, că cine? Bobicioiu, babă de porumb? Hai să spun ceva. Eu n-am nimic cu tine, nici cu Bogdan Mocanu, că am văzut că asta se discuta la acea emisiune a doamnei Cornelia. Eu niciodată n-am afirmat că vreau să te bat pe tine sau pe Mocanu la gala Next Fighter. Nu. Eu niciodată n-am vorbit despre așa ceva. La podcastul ce am fost invitat de Ștefan Cioculescu și Simona Hapciuc, am zis doar că îmi doresc să câștige Bogdan Mocanu pentru că îl cunosc, suntem cunoștințe mai vechi, oarecum este prieten, iar despre tine am zis că nu te cunosc, nu avem tangențe și că mi se pare că te dai ceea ce nu ești. Atâta tot. N-am vorbit niciodată jignitor sau să afirm că te-aș bate pe tine și pe Mocanu. Ceea ce am zis eu odată și tu că am zis, dacă mi s-ar propune să intru în cușcă cu tine sau cu Mocanu, aș accepta. Atâta tot. Așa că nu știu de unde până unde se speculează astfel de vorbe că eu am vorbit, că vreau să te bat pe tine sau pe Mocanu. N-am nimic cu voi, este viața voastră, este viața mea, așa că oameni, nu mai scoateți vorbe și nu mai aduceți astfel de răutăți ca să mă cert eu cu anumite persoane, că nu e cazul. Vă spuneam în urmă cu câteva ediții că Cedi este unul dintre tinerii virali pe TikTok, care își dorește, bineînțeles, să intre într-o gală RXF. Invitat la podcastul Fără Mănuși, tânărul a făcut și o dezvăluire bombă. Priviți! Kinga. Ce a însemnat asta, Kinga? Adică e Kinga bine, rău, e frumoasă, rău, de ce să vin? Îți place de Kinga? Ce e frumoasă și lui Jason să-i place. Stai puțin, deci hai să stăm puțin aici, da? Stăm puțin aici. Deci lui Eddie îi place de Kinga. Ai avut ocazia să stai de vorbă cu ea? Nu. Nici n-am căutat ocazia, că nu prea caut. Justițiarul de Berceni intră în arenă și, ofensat de faptul că Vicențo ar accepta o luptă cu el în cușcă, lansează afirmații dure la adresa acestuia. Asta nu este tot însă, pentru că l-a luat în colimator și pe Albu Filip. Logic, nu? Te-ai bate cu justițiarul de Berceni. În loc să-i pui picioarele lui justițiarul de Berceni că ți-a spălat imaginea aia de prădător și și-a luat el hate-ul gratuit așa, de zice lumea că bam a plătit Vicențio, bam a bătut Vicențio, bam a amenințat Vicențio. Nu-i așa? Mai și postăm acum. Că da, logic, mă bag cu justițiarul de Berceni. Păi nu ești, bă, o târfă? Nu ești o târfă ordinară? Că ai venit în seara aia în genunchi la mine să mă rogi să te ajut? Că te caută interlopii să te taie? Normal, Vicențio n-a rămas indiferent la cele spuse de justițiar și îi răspunde într-un mod în care nimeni nu se aștepta. Priviți! Vreau să vorbesc despre justițiarul de Berceni.
justițiarul de Berceni, eu am crezut că am creat o prietenie. Pentru că după tot ce s-a întâmplat, n-a fost o zi să mă gândesc să fac ceva despre el sau să am ură pe el. Eu știu că am creat o prietenie, nu l-am provocat niciodată pentru că nu este cazul. N-am nimic personal cu el, este un băiat ok, mereu am zis că este un băiat ok. Lumea a înțeles greșit și mai ales el, pentru că m-a jurat foarte, foarte rău pe TikTok. Eu când am zis că dacă m-aș bate cu el, am zis-o în sensul că aș accepta la nivelul lui de lupte să mă bat cu el dacă mi-ar fi adversar, dacă nu mi-ar fi prieten. Și pentru că și Albu Filip a fost implicat în acest triunghi de scandal, a venit momentul ca și el să-i răspundă justițiarului din Berceni și să spună varianta. Să-l ascultăm. Logic, nu? Te-ai bate cu justițiarul. Da. Am văzut ce ai zis până acum, justițiarul din Berceni, Alex. În primul și în primul rând, cred că ai zis chestia asta și ai zis-o din nervi. Te înțeleg că ai avea de ce. Unul la mână, eu te consideram pe tine prietenul meu. Tu pe mine nu știu dacă mă considerai prietenul tău. Cred că mă considerai și tu prietenul tău. Totdeauna te-am vorbit de frumos. Toată lumea m-a luat cu tine. Te-am apreciat, te-am respectat. Mi-a plăcut munca pe care o faci. Și destul de bine că ți-am zis și ție chestia asta. Să fii nebun să accepți. Așa sună declarația lui Vicențo Darian în ceea ce privește provocările lansate de Meco Selim la adresa lui, în repetate rânduri. De ce a spus Vicențo că nu-l cunoaște, aflăm din materialul următor. Băi, ce oameni răi, băi, în ce lume trăim. Mă scuzați, sunt foarte obosit, abia m-am trezit. Vreau să fac un video, pentru că am văzut că se exagerează foarte mult din nou cu faza cu Meco. Aseară pe live am spus că nu-l cunosc și că nu este viral. În primul rând eu am spus asta pentru că nu vreau să dau apă la moară și nu vreau să atac pe nimeni pentru că eu pe Meco îl cunosc. Dar am văzut foarte bine provocările care mi le-a făcut și nu pot să le accept pentru că omul este un sportiv de performanță, face asta de mic, eu sunt cu sala, cu sportul, cu alte chestii, deci nu este convenabil, logic. Numai să fii nebun să accepti. Un respect pe băiatul lui care am văzut ce face pe YouTube și este un băiat top. Adică eu sincer mi-ar trebui să am și un băiat ca eu, cum are Meco. Poate vă era dor de John Băiat Bun și de OG Izbul. Cu puțin timp înainte de lupta din 21 februarie, cei doi nu se slăbesc deloc și continuă să se atace pe social media. Jonuțule, știi piesa aia, Iarna pe val? Ei bine, fratele tău e mereu pe val. Auzi, mă, Cârnăcior, cu banii aia tragi la imprimantă și cu mașina aia închiriată, tu nu ești pe val, mă, ești pe gârlă, maxim. Din cadrul echipei RX face parte și un mare campion de la care fiecare dintre noi poate învăța ceva. Ionuț Atodirese îi spune că în MMA orice este posibil și că chiar dacă ești dominat pe parcursul întregului meci, sunt șanse să obții victoria în orice moment. Mai multe sfaturi și pentru cei care vor intra în cușca RXF chiar acum. Aveam un meci de MMA în România, era România versus Polonia și mă luptam cu un Azer Mustafaev, Azamat Mustafaev îl chema, care m-a bătut tot meciul și ultimul minut și jumătate am făcut un scramble, am ajuns la spatele lui, l-am lovit de câteva ori, ultimul minut și jumătate din meci, după care am ajuns în full mount pe el. Și aici am început să lovesc cu pumnii și cu coatele, până l-am auzit pe Tudor Mihăiță și pe Camil Moldoveanu din colț că mai am 10 secunde. Când am auzit că mai am 10 secunde, am ajuns aici sus în high mount, cât mai sus, și am ajuns în S-mount-ul ăsta, în poziția asta. Mai aveam câteva secunde, am prins brațul lui Azamat Mustafaev și m-am dus după arba. I-am tras mâna, el a bătut de două ori pe tibia mea și odată pe genunchi și i-am dat drumul la mână. A sunat gongul, el s-a ridicat de jos și a infirmat că a bătut, a zis că el nu a bătut. Normal, el până atunci la punct era câștigător, dar Herb din arbitru s-a uitat pe monitor la reluare, a văzut că el a bătut și mi-a dat victoria mie. Din păcate, în sport știm foarte bine că există și momente mai puțin plăcute, iar Mircea Negoiță, unul dintre câștigătorii Next Fighter 2, spune că a câștigat meciul cu un deget rupt.
În primul rând, răspuns față de meciul meu. Am spus și eu că în momentul în care a venit peste mine în Mount Julian, am fost în pericol. De atunci încolo am fost în control. Inclusiv am câștigat meciul cu un dege rupt. Că se antrenează intens pentru meciul din 21 februarie nu mai este un secret, însă Mihai Aftănase face și o promisiune către susținătorii săi. Despre ce este vorba, vă invit să vedem împreună. La finalul zilei, după două antrenamente extrem de reușite, puteam să mă pun să dorm, dar nu am făcut-o. Am ieșit la alergat, pentru că pentru mine victoria este mai importantă decât banii. Trag tare de mine, știu că pot și vă promit că voi fi de neoprit. Voi fi cel mai tare luptător din gala RXF. Vă pup și vreau toată susținerea voastră. Promit că nu vă voi dezamăgi niciodată. Săptămâna trecută, aici la RXF News, am anunțat în premieră un nou meci din gala RXF 43 și anume meciul dintre câștigătorii Next Fighter 2. Mircea Neguiță versus Florin Ignat. Ce declarații au făcut cei doi, urmărim în materialul pe care vi l-am pregătit. Cum a fost acolo în cușcă? Cum ai simțit? Emoții aveai pentru emoții au fost chiar și înaintea meciului au fost foarte mari. Și în momentul când ai intrat în cușcă acolo, au dispărut? Să știi că odată ce intri în cușcă, te vezi doar tu cu adversarul, dispar toate emoțiile. Mi-am dozat energie astfel încât să ajung spre finalul reprizei, când el teoretic ar fi fost mai obosit, ca să încerc să fac eu. Cât crezi că te-au ajutat antrenamentele pe care le-ai făcut până la gala? M-au ajutat enorm ca pe oricine. Demonstrație și adversarului meu de la RXF, Diga, parcă cheamă, care nu s-a antrenat. Iar meciul dintre Florin Ignat și adversarul său a fost unul extrem de dur, cu toate că a câștigat, pentru mama lui Florin nu a fost deloc ușor să-și vadă fiul plin de sânge. Mama ta? S-a uitat la fel la meci, inițial n-a vrut să se uite, au început meciurile și a zis că totuși dacă nu văd sânge în primul, al doilea meci, nu are ce să se întâmple așa rău. Dar când a ajuns la meciul meu, surpriză. Surpriză. Plin de sânge, mă. Atât eu cât și adversarul lui. Atunci s-a speriat. Ne întoarcem la Celi, care a povestit în cadrul podcastului Fără Mânuși cum a ajuns să fie prieten cu Tatiana și, bineînțeles, și ce mesaj are pentru aceasta. Cum ai ajuns tu să fii prieten cu Tatiana și cu Cătău? Înainte de tot. Deci nu eram... știam pe Cătău că el cântă atâta, dar după a apărut și Tatiana, până să fim noi cu numere, a apărut și Tatiana și în momentul de față suntem foarte buni prieteni, am trecut prin multe chestii. Tatiana Dedu versus Ailenei Vuxandra. Tatiana are cotă 2.30 și Vuxandra are 1.55. Da, știu cota. Știu deja cotele. Nu mi se pare o cotă corectă chestia asta, chiar deloc. La prima vedere pare o fire extrem de puternică, însă Roxana Țuțu spune că a fost pe cale să renunțe la meci din cauza stărilor de anxietate. Care este cea mai grea situație cu care te-ai confruntat de când ai acceptat meciul până acum? Sunt curioasă, vreau să știu dacă a fost vreo situație în care să dai înapoi, să da. Simți că, da? Da, a fost odată, dar nu din cauza că nu mă bazam pe puterile mele. Tocmai ce am spus, am schimbat antrenorul, a fost o situație strict financiar. Adică aveam două antrenamente pe zi, să merg dimineața de două ori, seara de alte două ori, pe lună mă ajungea foarte mult. Și nu simțeam cam pentru ce, nu aveam o motivație anume, nu mă mai înțelegeam cu mine, aveam căderi psihice, anxietate, eram buimacă rău de tot. Tot ea a vorbit și despre Tatiana și ne-a spus în exclusivitate despre posibilitatea unui meci cu aceasta. Dar cu Tatiana ai face meci? Da, acum da. De ce acum? Pentru că văd evoluția pe mine. Ah, ok. Și o să fie din ce în ce mai mult și cu siguranță până în gala din mai. Poți să-i spus ea că nu te place? Păi nu poți să te iei de o persoană în mod repetat dacă îți place prea mult de ea. Ba da, poți, fix pe sistemul ăsta poți. Îți place o persoană atât de mult și pentru faptul că... Păi bun, și nu e mai simplu să spui asta? Ca să vezi dacă e reciproc? Decât să mă ataci? Păi uite, spune-ne tu acum, e reciproc? Cum ți se pare, Tatiana? La fel, măscărici. La fel ca Yamato, adică? Nu chiar ca Yamato. Poate un pic mai amuzant. Dar se dă ceea ce nu e. RXF News a ajuns la final, eu sunt Daniela Mireanu și ne vedem și săptămâna viitoare de la 19.30 pe canalul de YouTube RXF, acolo unde vă invit să dați like și subscribe chiar acum. Rămâneți cu bine!
program sponsorizat de LasVegas.ro.